Pentru mine este o bucurie și o onoare în același timp să fiu alături de Mogo și de toți ceilalți tineri extraordinari care participă la această caravană astăzi, la start, în Baia Mare. Eu vin din Bucovina, unde astă noapte am fost la un eveniment fericit în familia unui văr de-al meu și nu găsesc un mod mai fericit de a începe a doua zi decât să merg cu bicicleta. Dar având în vedere că trebuie să ajung și în București, eu nu voi putea să merg tot traseul. Am vrut doar să vă spun că mă bucur să văd că avem printre noi și cel mai tânăr membru al acestei caravane, tânărul de acolo, care stă atât de lejer în brațele mamei sale. Cred că el nu s-a calificat pentru că îi trebuiau două roți, nu una, dar e un început bun. Eu nu pot decât să vă felicit, din repet, să fiu fericit că pot să fiu și eu parte în această caravană și că eforturile noastre la Ministerul Educației, în primul rând, de a pune educația fizică pe un loc foarte important în școala românească, încep să dea roade. Au dat roade și copiii români vor trebui să facă cât mai mult sport cu putință. Eu sper că într-un termen nu foarte lung de timp vom avea și multe săli de sport școlare și eu spun că vom ajunge ca la fiecare școală să avem unul. Vă mulțumesc mult!